momentul în care s-a făcut contorizare individuală atât la apă rece, la apă caldă, la gaz, s-au făcut niște investiții din banii noștri personal, dar soluția n-a fost prea bună. Pentru că în final toată lumea când a avut ceasuri, pierderea au trebuit să o împărțim, să o suportăm toți. Foarte mulțumit de sistemul ăsta. Deci e mai bun sistemul cu branșare individuală? Da, suntem mulțumiți. Foarte sigur. Că de ce să suferim noi pentru care sunt... Cu datorii. Cu datorii, sigur că da. Nu, e foarte bună ideea. Eu, de părere, să fac așa ceva. Organizarea individuală ar fi o treabă foarte bună, extraordinară, pentru că atunci nu s-ar mai putea fura apă unul de la altul. Că e vorba de apă, de contorizare. Apă, da, de toate, cu utilitățile, gazul, apa. Apa, gazul, da, bine, gazul, ar fi bine și ăla să fie contorizat, pentru că așa cum e curentul contorizat și știe fiecare cât consumă, atât ar și plătește, tot așa ar fi și la toate celelalte. Tot așa. Apă, gaz, curent, să fie toate scoase afară? Foarte bună. Păi sunt trei platici care nu plătește, de ce să cumpărea și ceilalți? Consider că e cea mai bună problemă pentru a face contorizarea din bloc. La noi în bloc este la gaz, la deci o măsură bună? Da. Fiecare plătește după cât consumă. Merge așa în funcționat. Cum comentați contorizarea individuală? Este foarte bună, pentru că sunt de mult deconectat de la serviciile comune. Și ești mai ieftin, apă caldă ai când dorești, niciodată nu ți se oprește. Este corect și foarte bine pentru cetățean. Bun, merge. Thank you.